Oamenii care s-au născut până în anul 1945 și care s-au pensionat înainte de anul 1999, iar acum ridică o pensie mai mică de 3.000 de lei, vor primi o plată unică de 3.000 de lei. Este vorba despre un pachet de măsuri suplimentare de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale. De un ajutor financiar vor beneficia și alte categorii vulnerabile. Valoarea totală a programului se ridică la 226 de milioane de lei, bani oferiți de partenerii externi de dezvoltare. Vom oferi o plată unică de 3.000 de lei pentru 56.236 de pensionari care s-au născut înainte de 1945 și s-au pensionat înainte de 1999 și, atenție, au o pensie mai mică de 3.000 de lei. Ministrul Alexei Buzu a explicat că anume această categorie de pensionari va beneficia de ajutor deoarece acești oameni s-au pensionat în perioada de tranziție. Modificarea regulilor de calcul al pensiei de-a lungul anilor și lipsa datelor istorice privind veniturile salariale au făcut ca pensiile lor să fie mult prea mici, chiar dacă ei au muncit toată viața, a punctat ministrul. De ajutor unic vor beneficia și alte persoane. A doua măsură se referă la o plată unică de 5.000 de lei pentru 3.019 familii care au la îngrijire sau la în supraveghere copii cu dizabilități severe. A treia măsură se referă la o plată unică de 5.000 de lei pentru 7.195 de familii cu persoane cu dizabilități încadrate în serviciu de asistență personală. A patra măsură se referă la plata unică de 5.000 de lei pentru peste 1.200 de femei însărcinate sau care alăptează și au copii de la 0 la 13 luni. Urmează să fie acordat un ajutor unic și pentru angajații din sistemul de asistență socială. Este vorba de circa 9.700 de persoane, inclusiv asistenți parentali profesioniști. Realizarea proiectului nu ar fi fost posibilă fără sprijinul partenerilor externi de dezvoltare. We certainly value the opportunity to work with government to make a tangible impact on vulnerable families. With the support and the coordination of the UNFPA, UNHCR, UNICEF, IOM, and the WFP, we are really exceptionally proud to support this important initiative. Through cash assistance to vulnerable Moldovan households, to refugees. We're happy to announce that following the recently celebrated International Day of Persons with Disabilities, the 3rd of December, that IOMs and other contributions will be supporting, as stated by the Minister, will be supporting vulnerable Moldovan households with adults and children with disabilities. And I would also like to add that this is a very strong commitment that IOM and all other colleagues has to the humanitarian development and peace nexus. Finanțarea urmează să fie debursată în timp de o lună, iar banii vor ajunge la beneficiar cel târziu în luna ianuarie, a precizat ministrul Buzu.